Sfântul Antonie Draiescu Vâlcii l-a caracterizat atât de frumos în Marele Istorie Nicolae Iorga, când a spus că a fost cel mai mare sfânt românesc al secolului al XVII-lea. Iată că Dumnezeu îi proslăvește pe Sfinții Săi și ei rămân în istoria mântuirii și în conștiința Bisericii prin această frumoasă cinstire pe care o aducem, știind că, de fapt, cinstirea pe care noi o acordăm Sfinților este nedespărțită de cinstirea pe care o adresăm lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este minunat într-un Sfinții Săi. Iar Sfântul este omul care s-a umplut de darul lui Dumnezeu, care Dumnezeu strălucește în el. De aceea spune Mântuitorul că cel care mă iubește pe mine, eu și Tatăl la el vom intra și sălași la el vom face. De aceea ne putem spune că Sfinții sunt sălași al lui Dumnezeu. Au făcut din sufletele lor raiuri în care Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt împărățesc, pentru că spune Mântuitorul că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Frați creștini, după cum ați auzit, acatistul Sfântului Antonie de la Iisul Vâlcii a fost un bun apărător al credinței. Un bun apărător al familiei, pentru că el a fost un familist convins, a fost un preot de mir și apoi a mers în mănăstire. Mai mult decât atât, frați creștini, și-a îndrumat unicul său fiu să îmbrățișeze preoția. Lucru mare, pentru că a fi slujitor al lui Dumnezeu este o datorie foarte mare. Și și-a îndrumat copilul, mai mult decât atât, l-a încurajat. Frumoasă și curată biserică a primosit moaștere Sfântului Cuvios Antonie de la Iisul Vâlcii, cuviosul român care s-a nevoit în drepturile de urmă, care înainte a fost preot, asemenea nouă, preot slujitor, dar dorind o viață mai desăvârșită, a lăsat toate cele ale lumii și a îmbrăcat schima monahală, a renunțat la toate bunurile pământești pentru dragostea lui Dumnezeu. Dorind o viață desăvârșită, el a vrut să-și îndrepte pașii către Sfântul Munte al Altul Suveti, ca acolo, în desăvârșire, să-și dea ultima suflare. Dar, iată, a făcut ascultare de mitropolitul de atunci, Neagoie Basarab, și a rămas în patria sa, rămas la Iisul Vâlcii, unde a ctitorit acea frumoasă mănăstire și acolo a zidit, iată, sufletele celor care veneau în neputințe, în boli, sufletești, trupești, le-a ridicat din neputință, din păcat, către Dumnezeu. În cele din urmă, cunoscându-și sfârșitul, iată, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, iar harul care a fost în el permanent și după ce a intrat în pământ, s-a sălăjuit în sfintele sale moaște. Și iată, până astăzi, noi avem o binecuvântare din Sfintele sale moaște și a pobosește această biserică. În felul acesta suntem o comuniune cu Sfinții, care permanent slujesc lui Dumnezeu. Lui fie slavă, cinste și întregiunea în vecii vecilor. Părintești, bucură-te ales bineplăcut al lui Dumnezeu, bucură-te cel împodobit cu darurile cerești, bucură-te cel ce ți-ai sfințit! Sfinții, frați creștini, sunt casnicii lui Dumnezeu.
Sfinții stau cu Dumnezeu în locașul cel sfânt. Și iată că astăzi, prin moașterea Sfântului Antonie de la Izelul Vrâncii, ne bucurăm și noi de sfințenia dumnezeiască de parohia voastră. Ai crescut pomul cu multe roade, bucură-te că și noi ne hrănim din acesta. Bucură-te, scântăm și noi, fii duhovnicești. Bucură-te, ajutătorule, în toate nevoile. Bucură-te, biruitorule al ispitelor, sufletești și trupești. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Mude, Antonie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Mude, Antonie! Ca și Marele Antonie ai fost prin tinerețe plin de dor dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele cerești, cu râvna și lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat, aleluia! Aleluia! De la început ai pus înainte cele sufletești și apoi cele trupești, câștigând vederea cea mai presus de fire, prin lumina harului ce ai primit-o ca dar de la Dumnezeu. Bucură-te, următorule marelui Antonie, bucură-te asemenea lui râvnitorule, bucură-te că în chip propriu te-ai înhovnicit, bucură-te că în pământ nou, roadă nouă ai crescut, bucură-te că în fire proprie harul ai primit, bucură-te vas ales al apei duhovnicești, bucură-te fiu vrednic al neamului tău, bucură-te moștenitor de cinste al darurilor sfinte, bucură-te lucrător harnic al celor încredințate, bucură-te purtător cu nădejde al crucii lui Hristos, bucură-te neclătit în credința mântuirii, bucură-te Sfinte Preacuvioase, Părinte Mude, Antonie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Mule, Antonie! Dorința ta să mergi la Sfântul Munte Atos a fost oprită, ca să faci din sigăstria ta un nou Munte Atos, împodobit cu aceleași nevoințe duhovnicești și cântări fără oprire de aleluia. În peștera ta săpată în stâncă, paraclis stânt ai făcut, unde ziua și noaptea te rugai pentru propriul suflet și pentru tot.